Chiar dacă este 7 martie, estimați telespectatori, cu dragoste pentru mama, o emisiune senzațională, aș putea spune eu. De ce ai băgat clopoțelul? L-ai scăpat, îmi dai emoții ca în fiecare dimineață când dai cu clopoțelul ca să intru în publicitate. Da, cu dragoste pentru mama, stimați telespectatori, tema emisiunii de astăzi, invitatele mele speciale în această dimineață, Gabriela Chitoșca, directoarea clubului Pinocchio, și Isabela, da. Se uită urât la mine, mi-a tras un ochi de la panga, l-am simțit aici. Isabela Chitoșca, elevă la liceul Victor Brauner din Piatra Neamț. Invitatele mele speciale ale zilei de astăzi, având în vedere că ziua de 8 martie se apropie cu pași repezi, simțim deja mirosul florilor în atmosferă, femeile devin din ce în ce mai frumoase, nu că n-ar fi, Doamne mai ca Domnului! Femeile sunt cele mai frumoase și minunate lucruri pe care ne le-a dat Dumnezeu. Sărut mâinile, bine ați venit alături de mine în platourile Matinal cu Scris și Chila. Sărut mâinile, doamnă. Sărut mâinile, domnule și domnișoară. Bine v-am găsit. Cu drag pentru mama. Da? De ce nu? Cum e? Cum sărbătoriți în fiecare an? Cum sărbătoriți mâine? Mâine, de fapt eu mă simt special în fiecare zi, dar atunci de o parte e mai specială. Cine vă face specială pe dumneavoastră? Păi, în primul rând, copilul și soțul. Soțul. Bărbatul, deci vedeți, bărbatul! Da, mulțumim, doamnă, mulțumim, bani și pe cineva seamă. Noi bărbații ăștia care în fiecare lună nu mai știm cu ce trecem. Fără ei nu se poate, e ceva important în viața noastră, cel mai important în viața noastră. Și după aceea, de ce nu colegii de serviciu și toată lumea, dacă știi cum să fii, devii special pentru toți. Părere. Așa este, așa este. În special și bărbații. Cum e clubul Pinocchio? De ce ați deschis acest club? Pentru cine ați deschis acest club? Bună întrebare. Păi acest club l-am deschis în 2008 pentru fiica mea. Pentru foarte, că momentul respectiv, copilul meu terminase grădinița bine de ceva timp și timp de 3 ani abia de când terminase grădinița, la grădiniță mai ai activități artistice, cum se zice, dar după grădiniță am observat că efectiv la școală nu mai carte se face și ea era un mic artist și vedeam că are nevoie de așa ceva. Am încercat să găsesc ceva prin Piatra Neamț, care să-mi și convină, și văzând că nu găsesc, atunci m-am hotărât efectiv să înființez eu acest club și să aduc profesori pe măsură ca să primească fetița mea o educație pe măsură. Și a primit. Da, și a primit. Am ajuns să fac clubul Pinocchio, știți? Și de aici, bineînțeles, că au fost sute și sute de copii care au trecut și sunt încă în clubul nostru și automat beneficiază de o educație deosebită, de la niște lectori deosebiți. Isabela, de unde are mama ta atâta putere să aibă și un club, să țină și un club, să se ducă și la servici, și știm că aveți un loc de muncă extraordinar de important pentru toți oamenii. Da. De unde are mama ta atâta putere? Nu știu, cred că e pasiunea, pentru că acolo la spital ea se încarcă cu o anumită energie negativă și când se duce la club se încarcă cu energie pozitivă. Și când pune mâna pe tine se face... Da, da. Da. Mă electrocutează. Te electrocutează, da. Da, nu știu, e foarte... Adică puțin părinți întâlnești care să facă atâtea lucruri și să le facă cu drag în același timp, mai ales. Ce îți place cel mai mult la mama ta? Greu de ales, nu știu, îmi plac toate. Mai ales felul în care mă ajută la tot și cum își dedică aproape toată viața pentru mine. E foarte, foarte frumos, te simți așa de iubit. Dacă ar fi să îi spui ceva mamei tale, gândurile tale, ce ei spune? I-aș spune să țină tot așa, pentru că se descurcă de minune și a făcut o treabă foarte bună până acum cu mine. Bravo, bravo. Ești mândră? Sigur ești mândră, că asta e o întrebare de obicei cretină pe care o pun moderatorii. Eu n-am să pun întrebarea asta pentru că sunt ferm convins 100% că ești mândră de mama ta și faci tot posibilul să o ajuți și pe ea, nu? Da,
Da. O ajuns la cu treburile casnice? Da, cu tot ce se poate, ce se ivește. Ce s-a ivit zilele astea? În zilele astea am avut foarte multe activități artistice și am avut treabă cu pregătitul vocii ca să cânt cu toate astea. Tot și... cu ea. Da, nu era ajutorul. Nu, da. Clar că e că, nu, dar știți cum e la noi cum în familie? Deci noi suntem atât de ocupate cu ea, adică eu și ea, cu partea artistică, cu, nu mai spun că toate costumele din clubul meu eu le creez și eu le fac. Și am ajuns la 1000 și ceva, din toate piesele de teatru, asta noaptea lucrez, creez. Exact, sunt atât de ocupată încât soțul, după ce își termină afacerile lui seara, săracul se gândește, oare noroc că am un soț care știe să gătească și se gândește, oare ce aplauze, aplauze! Bărbații! Ce mănâncă fetele mele? Și vine și ne întreabă și el este cel care, eu numai cu curățenia mai apuc, atât. În rest, și atunci amândouă, când avem de făcut șmotruiala, amândouă ne punem pe treabă, iar soțul este cel care ne sprijine din punctul, el este cu cumpărăturile, cu tot ce eu abar nu am unde să plătesc o factură, dacă mă credeți, nu am timp. El e cu partea financiară, el e cu tot, ne completăm, completăm reciproc, foarte bine. O întrebare aș avea, ce număr are soțul dumneavoastră? La sfârșit se termină cu 6-8-8? Nu. Știm cu toții că e un pic umflat, exagerat ce spune Izabela. Așa fac toți copiii când vorbesc public la adresa părinților. Ha, ha, ha. Dar să știți că Izabela o cunosc și lucrurile frumoase. Ia stai mă puțin, da? Zi-mi faceți de azi, mă. Zi-mi un lucru care nu-ți place la mama ta. Ha, mă, ha, dacă tot am primit SMS-uri și sunteți de ăștia cărcotași, da? Ori schimbați postul de televiziune, ori aia spune și mie, ce nu-ți place la mama ta? Hai că azi eu mă... Acum e mai greu de eu mă pregătesc cu de-alea, cu de-alea, cu sica, 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 știi? Ia! Nu știu, nu cred că am ceva care să-mi displacă când neapărat. Când te enervează? Dar nu prea mă enervează, n-are de ce să mă enerveze. Nici eu nu-i fac motiv ca să mă enerveze. Când te-a supărat ultima oară? Supărat. Când am făcut o injecție, vă spun eu. Da. Seară. Deci, da, există. Pentru că străcită mi-am făcut o injecție și nu vroiam în partea stângă, vreau în partea dreaptă, mă rog, atunci ne-am ciondănit, dar nu e ciondănit, asta e. Se așeza când, așa când să fac injecția aia, nu, pe partea aia, stai să mă mai gândesc. Și tot stăteam cu seringa, mă, dar se, uite că nu mai, o arunc, ce facem? Și atunci a fost așa o dispută, da, să reușesc să-i fac o injecție. Deci, dar nu ciondăneală, e o chestie așa o... Da, nu. Probabil îi spun eu, poate ea n-are curaj, câteodată poate sunt prea perseverentă, asta este, așa da, sunt eu, eu asta știu, dar asta, supărare, ea, da, ea nu se supără. Începe o dispută, începe o dispută, ia, da, stelizoarele mai tare. Ea știe întotdeauna că perseverența pe care eu o învăț să o preia și ea de la mine, întotdeauna dă rezultate. Pentru că trebuie să fii perseverent să reușești în viață. Și ea fiind copil, automat, ca orice copil, ar mai lăsa câteodată. Dar am observat că deja preia acest, eu știu, defect sau calitatea mea. Și cred că este bine, nu e ceva rău. Pe chestia asta să zic câteodată, zice, dar m-am săturat, ca orice copil, știți? Da, știu. Este logic. Dar după aceea tot ea zice, mă, dar mama are dreptate, știți? Deci, da, da, deci nu mă supără neapărat asta, poate mă sâcă pe moment, dar puțin, dar da, în general nu. Tata. Tata uneori mă ceartă. Nu mă ceartă, mă, tot așa, sunt chestii constructive, da. Care știu că pe moment, dar m-am enervat, nu, dar după aceea realizez că am fost proastă, că el a avut dreptate, de fapt. Deci da. Nu-s dispute foarte... Obișnuite. Ești o familie obișnuită, din toate punctele de vedere, da. Cu certurile, cu discuții, cu... Ca în orice familie, mai sunt familie. Important e tot ceea ce se întâmplă în acea familie să ducă spre bine și spre ceva constructiv, nu destructiv. Deci asta este scopul. Da. Nu poți să zici că într-o familie, domnule, mai zâmbete și totul e ok. Nu. Deci e o viață normală. Ne completăm foarte bine unii pe alții și totul duce
spre un scop și spre bine, nu spre rău. Deci asta exact. E. Exact. Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, dacă aveți dedicații pentru doamnele din viața voastră, trimite SMS-uri la numărul afișat pe ecran. Noi o să le citim dedicațiile voastre. Isabela ne-a pregătit trei melodii astăzi pentru mama. Da. Mama. Ce frumos sună mama. Extraordinar. Mama. Da. Ce tare sună. Bine, mama acum numai să nu facă injecție, mama numai să nu mă certe, nu? Că rest da, e ideal. Ar fi, dar după aceea am fi prea zâmbitor tot timpul, ar dăuna. Da, corect, dar... Corect, dai în extrema aia la altă. Da, adică... zici că ești nebun puțin. Da. Doamnă, cum vă împărțiți dumneavoastră timpul? Cum vă împărțiți timpul? Adică, spuneți-ne o zi din viața dumneavoastră ca să ne facem și noi o idee, că știm că lucrați în spital. Aveți pe cap în fiecare zi mulți pacienți, oameni care au nevoie disperată de dumneavoastră. Ajungeți acasă, fiica dumneavoastră are și ea nevoie disperată, aș putea spune, de dumneavoastră. Soțul nu mai poate nici el la bucătărie, săracul, tot pregătind masa, tot aranjând dacă murește și așa mai departe. Cum vă împărțiți viața între... Da, cred că m-am obișnuit, nu știu, viața mea e foarte plină, dorm foarte puțin, asta știu sigur. Ce să zic, încep dimineața cu serviciul meu de la spital, care este destul de stresant lucrând în urgență. Pe deasupra, dacă ar fi numai pacienții, dar întâmplător sunt și șeful urgenței și atunci automat mai ai și 100 și ceva de oameni în subordine și nu e așa ușor, pentru că e și partea asta administrativă și așa mai departe, dar încerc să le fac față cu brio, zic eu, să nu cedez și exact cum spune Isabela, știți cum e, în urgență automat te încarci fără să vrei cu energie negativă. Și cred că clubul ăsta, atunci nu am realizat, că atunci știam sigur că îl fac pentru fetița mea, dar după aceea mi-am dat seama că, de fapt, clubul ăsta m-a ajutat și pe mine foarte mult. De ce? Pentru că am rezistat, am 22 de ani de acum, numai urgență. Mulți înainte. Vechime, da, mulțumesc. Și m-a ajutat să rezist acolo, să știți. Pentru că, exact cum a spus Isabela, după ce plec de acolo, bineînțeles, vin la copii. Și aici mă încarc cu energie pozitivă. Când ai vezi cât de naivi sunt și drăgălași și... Exact. Atunci, da, particip la cursurile de teatru, de dans, de canto și ei mă încarcă cu energia de care am nevoie. Iar de acolo, aproximativ la ora 21, mă retrag spre casă. Unde, bineînțeles, ca orice femeie, chiar dacă soțul gătește, poate, nu știu, gătește și așa, automat și mâna unei femei în casă e necesar. După ce mai pun la punctunile altele prin casă, cam după ora 10:30, 11, dacă Isabel mai are nevoie de mine, eu știu, zice, hai mama, am de cântat, am de pregătit niște melodii, hai, ascultă-mă sau... Așa, după aceea mă retrag în sufrageria mea. În culmea gloriei. Unde, știind că pregătim un spectacol de teatru la club sau dansuri, încep să mă gândesc și să creez costumele de care am nevoie. După personalitatea fiecărui copil, după stilul de dans, după piesa care se pune și... Cred că câteodată mă pierd printre ore și nu-mi dau seama și mă trezesc că de fapt e 3-4 spre dimineață și atunci fug repede în dormitor să mai dorm și eu și soțul de multe ori zice, da, tu vezi cât e ceasul la ora asta? Dar cam așa și dorm și eu un pic până la 7 dimineață și după aceea de la capăt. Extraordinar. Nu știu dacă aș putea să fac așa ceva. Nu știu. Nu știu. Vă spun sincer. Cred că e o pasiune nebună, da, părerea mea. Exact. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Cu ce o să ne încânți auzurile? Cu trei melodii despre mamă, toate au un titlu sugestiv, așa că nu mai e nevoie. Despre mamă, clar. Da. Ce să nu mai... Că mama e frumoasă, sufletul mamei e minunat. Deci toate, da, se leagă de mamă, clar. Exact. Isabela, ne cânti? Da. Perfect.
Bun, haideți să ascultăm o melodie, dedicație specială din partea Isabelei pentru toate mamele din neamț. Soare azi de ziua mamei, mai frumos să strălucești, și din cerul cel albastru pe toți norii să-i gonești. Zilea păsări ca să cânte, cântec dulce și duios. Dacă vântul doar de firii să die răgoros, vreau să fie ziua mamei cea mai mândră dintre toate, și să rog pe Domnul Sfântul să-i dea sănătate. Toate florile se înflorească de pe câmp și din grădină, și se îmbrace întreaga fire în frumusețe și în lumină. Să nu plângă nimeni astăzi și să curme orice suspine. Mama azi să vadă în jurul fețe vesele senine. Vreau să fie ziua mamei cea mai mândră dintre toate, și să rog pe Domnul Sfântul să-i dea multă sănătate. Bravo! M-aș apuca și de fluierat, dar mă abțin. Bravo! Mulțumesc. Felicitări! Extraordinar! Extraordinar. Spuneai la un moment dat în versurile tale să nu plângă nimeni. Păi cum să nu plângi, fratele meu? Păi când cânti așa ceva, păi nimeni vechi, de piatră să fii și toți îți dă așa o lacrimă. Da. Eu știu, cunosc, am și eu doi copilași acasă și când aud de la... Trebuie să fii puternic, scrici, așa am zic în fiecare an, să fii puternic, fii barbat. Da, foarte frumos. Cine îți compune melodiile? Melodia aceasta este compusă special pentru Isabela. Da, de doamna Tatiana Donciu, care a fost și prima mea profesoră de canto. Și care îi mulțumesc, da, că tot e de ziua femeie acum. Mi-a făcut foarte multe melodii, chiar toate melodiile de pe CD-ul meu de colinde sunt create de doamna ei și sunt foarte frumoase și speciale în același timp. Se vede că are un stil aparte așa pentru copii, pentru lucrurile oricum, de suflet. Oricum, da. oricum îți pui și tu amprenta, 80-90% din melodii, din punctul meu de vedere, amprenta melodiilor respective este pusă în primul rând de interpret. Da. De felul în care interpretează, de cum interpretează. Există și, cum să zic, îți pui jumătate, mai mult de jumătate din suflet în momentul în care interpretezi o melodie. Trebuie să-i dai viață, știi? Exact. Compozitorul o creează, exact. Dar tu, interpretul, efectiv trebuie să-i dai viață și depinde cum îi dai. Când ai cântat prima oară melodia, cui ai cântat-o? Mamei, normal. Da? Și cum? Zim prima reacție a mamei. Păi, pentru că o cântam ca și repetiție atunci când am făcut-o, a fost emoționată, da, vă dați seama, ca prima oară, dar după aceea mi-a și spus, vezi, ai greșit acolo. Știu cum e, adică e chestia aia, da, e perfect, dar. Da. Dar.
Era de început. După aceea, la primul spectacol, evident, n-au mai fost comentarii de genul ăsta. Nu. No. Da. Atunci chiar, da, la primul spectacol am fost chiar emoționată. Întotdeauna reușește să mă emoționeze. Da, chiar dacă ea știe dinainte ce să cânt sau ce o să fac. Da, dar ea, în timp ce cântă, de multe ori face niște gesturi pe care, eu știu... Sunt sigur că vin din sufletul ei și bă, dacă cânt o melodie, vine la mine, mă sărută și atunci îmi provoacă, plâng întotdeauna, sfârșesc prin plâng. A plânge. Asta e. Plâng. Dar mie, cum să zic, eu am văzut și bărbați care plâng. De exemplu, foarte bine, înseamnă că sunt sensibil, eu îi admir. Eu sunt unul dintre bărbații care plâng. Da? Foarte bine, eu îi admir. Eu sunt unul dintre bărbații care plâng. Când e de plâns și dea lacrimi, eu dau lacrimile și plâng. Asta este, frate, ce pot să fac? Eu nu sunt de la de piatră. Înseamnă că nu, bărbat deosebit. Cel care plânge. Mulțumesc, că... Nu, e sensibil. V-ați spus că sunt un bărbat deosebit? N-ați vrut să mă credeți. Mulțumesc, să rămână. Spuneți-ne, am vorbit de dumneavoastră ca mamă. Spuneți-ne o poveste despre mama dumneavoastră. Da, mama mea... Că sunt acum puțin îndurerată, că mama mea este în spital acum în momentele astea. Eu sunt aici, dar mama mea e în urgență, de aici o să plec direct acolo. Mama mea e tot în viața mea, să știți că tot ceea ce sunt eu, de fapt, mama, în afară că m-a născut, efectiv, m-a crescut în felul acesta și cred că nu mi-ajunge o viață să-i mulțumesc. Și tot timpul sunt lângă ea. Da, vă mai amintiți un sfat dat de mama dumneavoastră? Mama tot timpul mi-a dat sfaturi bune, dar unul pe care eu îl urmez și tot timpul și n-am să-l uit niciodată a fost că atunci când îți este mai greu, să nu cedezi și să lupți mai mult. Și să știți că așa e în viață, mai ales la timpurile pe care le trăim. Așa e, trebuie să nu cedezi, să lupți până îți reușește ceea ce ți-ai propus și așa ajungi. Cu toate că de multe ori aceste sfaturi sunt greu de urmat. Așa este. Că când în momentul în care ai foarte multe necazuri și se abat toate necazurile. De multe vrei să cedezi. Exact, nu îți vine la un moment dat, eu nu pot să o spun din punct de vedere al unei femei, pentru că nu am cum, clar. Da. Exact. Da. Și cu asta am încheiat. Dar văd din punct de vedere al unui bărbat că toate sfaturile care ți le dau toți se par absurde la un moment dat. Și spui așa că, băi, frate, mă lași, am atea pe cap, lasă-mă, frate. Nu, că trebuie să fii puternic. Da, să de multe ori ești poate recalcitrant cu cel care vrea să fie bun în momentul respectiv sau să-ți dea un sfat bun. Dar, să știți, pe mine m-a ajutat foarte mult și serviciul pe care l-am. Pentru că în momentul în care am un necaz sau mai multe necazuri, că așa întotdeauna mă gândesc că am văzut atâtea necazuri adevărate, deci efectiv, și atunci mă gândesc, domnule, nu se poate, eu trebuie să depășesc pentru că este un nimic pe lângă ce am văzut, ce poate să se întâmple. Și atunci așa încerc să mă ridic. Aveți perfectă dreptate, perfectă dreptate, pentru că și eu am terminat școala post-liceală sanitară de stat din Piatra Neamț și am făcut stagiul la foarte mult timp la chirurgie. Și un lucru care m-a impresionat extraordinar de mult, care și acum l-am în cap, și vă spun, dumneavoastră aveți 22 de ani de meserie, dar eu, care am fost un biet stagiar, exact, practicant, o persoană, un domn în vârstă, care avea ambele picioare amputate, m-am dus la el să-l hrănesc cu lingura și avea niște ochi albaștri în cap, de efectiv ți se tăiau, la figurat ți se tăiau picioarele. Și s-a ridicat cu ambele mâini și a zis, cum să mă hrănești tu pe mine? Dar eu am puterea necesară să mă hrănesc singur. Te rog frumos să mă lași să mănânc. Mai am încă mâini, da. Da, deci m-a impresionat și multe alte cazuri. V-am spus, eu în 3 ani de zile, dumneavoastră... În urgență n-ați fost deloc în practică. Nu. Asta este un caz, deci, dar sunt diferite cazurile de când el deja este un cronic. Dar când problema e acută,
urgența este mult mai... Atunci când îți vine, eu știu, un pacient sau mai multe victime dintr-un accident, când sunt implicați copii care sunt pe ultima sută și noi resuscităm, iar părintele așteaptă pe hol, alea tragedii adevărate, deci care sunt acute atunci, știți cum e trăirea aia? Știți cum e? De multe ori trebuie să ieși pe hol și în general șeful este trimis să anunțe că familia, că n-am putut să mai facem nimic. Știți de câte ori am plâns pentru fiecare pacient? Vă cred. E greu, chiar și coșmaruri am avut noaptea cu mulți pacienți care mi-au murit. Deci e o latură, adică să nu creadă lumea că noi lucrând acolo nu mai avem inimă, nu mai avem suflet, suntem niște roboți. Nu, te afectează fiecare clip. Dacă ar fi să vă dau o diplomă acum, v-aș da o diplomă adevărată, nu cum se dau diplomele acum în România pentru orice. V-aș da o diplomă pentru o mamă eroină. Din suflet v-aș face o diplomă pentru mama eroină Gabriela Chitoșca. Deci pe cuvântul meu de onoare, drăguț, v-aș da o diplomă. Frumos, e cel mai frumos cadou. Pentru că, da. Cum să spun, ar trebui să ne gândim cu toții, stimați telespectatori, în momentul în care, și acum nu încerc să vă perii, nu încerc să, credeți-mă că nu sunt genul, în momentul în care mergeți la urgențe, în momentul în care mergeți în spital, asistenții medicali, doctorii, cum a spus și dumneavoastră, nu sunt roboți, au suflet, trăiesc și ei, dacă îi piște așa puțin, sângerează, credeți-mă pe cuvânt. Și de cele mai multe ori probabil că doctorii, asistenții și personalul medical plâng în tăcere pentru toți cei pe care nu i-a mai putut salva. Dar haideți să depășim. Haideți să ne revenim, că emisiunea este de dimineață și chiar n-aș vrea să îi băgăm pe oameni să plângă pe la cursuri. Scriși ce ai făcut, ești de bun, deci m-ai făcut să plâng. Da. Ce-ți place cel mai mult, la ce gătește tatăl tău? Nu, și pe tata. Da. Tata! Tata! Aici este o dispută, că intervin eu. Pentru că gătește prea bine și zice, știi că eu trebuie să țin la siluetă. Da. Dar nu numai cu ea, că și eu sunt cea care intervine. E prea bun, ai făcut prea bun. Și nu mă pot abține. Tată, mai arde și tu mâncarea aia, mă. Deci, hai, te rog frumos. Ce gătește cel mai bine? Cel mai bine? Toate le gătește bine, pentru că a fost bucătar în armată. Așa da! Da! Perfect! Și, nu știu, îmi place cum face pizza, îl face așa groasă și bună, adică cu mult conținut acolo, sau paste, sau orice, nu știu, tochitură, vai, și are ce bune. Mă uit la dumneavoastră și, în primul și în primul rând, când v-am văzut prima oară, am zis că nu cred că mâncați acasă. Da. Acum mă uit la dumneavoastră, din nou nu vine să cred că mâncați acasă, vă spun sincer. Și totuși aveți o siluetă de invidiat. Cum face o mamă ca să aibă așa o siluetă? Devin Talida. Da, nu, deci timpul meu nu-mi permite sportul, cu toate că... aș dori foarte mult, dar chiar nu-mi permite, după cum a zis, doar de la ora 4 până la ora 7. Să mai face și sport noaptea, deci ar fi Da. Așa, deci nu. Deci, excuz, asta nu am timp, dar din alimentație o țin foarte din scurt, adică nu mănânc seara, după ora 18 pentru mine bucătăria e închisă. Așa, sunt foarte multe. Bărbate, du-te și bea-și tu o bere cu prietenii tale, da. Că nu mai, lasă-mă. Știți cum e cel mai rău? Pentru că soțul meu are și el o afacere. Și după, deci el în general ajunge seara tot după 9 și gătitul e după 9. Și vin din bucătărie niște mirosuri care te ademenesc. Dar noi nu și nu. De multe ori suntem în dormitorul Isabelei și, eu știu, ne pregătim pentru un spectacol, pentru o ieșire undeva. Și vine mirosul și ce gătește tata, întreabă Isabela. Și eu zic, cred că nu vrei să știi, dar mă duc un pic să mă uit, zic eu, zic să nu te duci. Maftă, da, acum succes, du-te! Câteodată, sincer, mai sunt momente când efectiv ne ispitește la culme și hai să mergem, știi, noi amândouă, nu ne duce, hai să cântăm, sau hai să, după aceea, hai să mergem totuși. Da. Și ne ducem și, da, ce-ai gătit? Nu, dar de ce ați venit? Și până
copii. Da, da, uneori se întâmplă să facă seara mâncare pentru a doua zi, dar nu mai rezistă mâncarea până a doua zi, că seara se termină. Și Isabela zice, na, acum am mâncat, hai să mergem, să facem un pic de sport. Da, și atunci mă mai iau cu ea și ne apucăm. Genoflexiune, ce să... Ce genoflexiune? Acum ce spune, o viață avem. Dă-o încolo de treabă, no. Lasă, că automat, nu sunt momente în care, efectiv, ca orice om, te ispictesc. Nu ai cum să... Dar asta nu-ți faci un obicei. Deci trebuie să ai grijă și pe Isabela am educat-o în sensul ăsta. Mai mult iarna sunt mâncărurile astea așa, pentru că vara ai o salată aia. Vara ați permis să ieși afară când face tata mâncare. Da, exact. Hai să fim serioși. Tate, lasă-mă frate, îmi place, mă da. Plimb. Da? Se plimbe cățelul, că avem și un bișonel. Da. Și ies-o cățelul la plimbare. La plimbare. Cât face da. Tata mâncare, nu. Nu, încercăm să le facem față și să trebuie și silueta, că asta e până la urmă. Corect. Eu mă uit la mine, așa. Lângă... Sunt tip extraordinar. Nu că nu mănânc acasă, mănânc acasă și mănânc mâncărurile, mai fac și eu mâncare, mie îmi place foarte mult să fac mâncare. Ia uite. Și îmi place foarte mult să fac mâncare și mai mănânc din mâncărurile mele, din când în când, na, mă risc și mai mănânc din mâncărurile mele. Zi-mi un sfat pe care ți l-a dat mama ta, pe care l-ai urmat până acum și o să-l urmezi și de acum încolo. În primul rând cel pe care l-a primit și ea de la mama ei, să fiu tot timpul tare. Și mi-a zis că atunci când am emoții, de exemplu când intru pe scenă și am foarte multe emoții, în general la cântat, să mă gândesc că repetiția pe care am făcut-o și toată munca mea se va vedea acolo de fapt și nu trebuie să-mi fie frică. Exact. Pentru că dacă știi că ai muncit cu adevărat în sufletul tău, știi că o să-ți iasă, chiar dacă ai emoțiile alea care sunt na, inevitabil la un moment dat. Exact. Artistul este unul dintre puținii oameni care care sunt bucuroși când iau palme. Da, exact. Este unul dintre puținii oameni și care sunt mai multe, și cât mai multe palme. Adică, de ce e mai multe, de ce ești mai fericit? Exact. Eu aș putea spune că e singurul om care e bucuros când ia palme. Da. Așa. Pentru că alea te împing oarecum mai departe să le arăți. Băi, tu mi-ai zis că nu pot, a, că-ți arăt eu că pot. Și tot ai așa. Ai avut vreo persoană în viața ta care să-ți spună că, băi, Isabela, nu mai cânta, că nu e bine, sau ceva de genul ăsta? Da. Ai avut? Da. Și l-ai dat deoparte și ai zis că, hai... De fapt, nu chiar, n-am dat deoparte neapărat, m-am ambiționat și... Și a demonstrat. Am demonstrat că pot, pentru că atunci tot timpul pe moment aveam în cap, zic, băi, pot, chiar are dreptate, dar după aceea, după vreo două zile, am zis, băi, dar cine sunt eu să mă las călcată în picioare? Sfatul mamei! Păi da, asta e. Știți, uite, un exemplu de aici, pornind, pentru că tot timpul au fost persoane care, și întotdeauna există, sunt și pro și contra, da, este da. Firesc. Dacă n-ai critici, n-ai să reușești să te ridici mai sus. Clar, da. Clar. Pentru clar. Că dacă toată lumea ar veni și să zice, fai, ești extraordinar, tu te lași... mai tare și da, te lași pe tânjeală, așa că exact. Criticile sunt foarte bune. Da. Dar pe ea a ambiționat-o și văd că a preluat eu de la mama și ea de la mine, a ambiționat-o foarte tare pentru că în momentul în care i s-a spus acest lucru, ea mi-amintesc că a venit la mine și mi-a zis, mama, poate au dreptate acești oameni, dar pentru a-mi demonstra că e adevărat, eu vreau să merg la București și să dau un examen la cea mai bună școală de muzică din București. Și în momentul ăla m-am interesat și eu să văd care e cea mai bună școală și mi s-a spus că ar fi școala lui Crina Mardare de muzică. Și am mers acolo, s-a înscris și chiar a fost foarte apreciată și acum este eleva doamnei Crina Mardare. Și acum să nu-i faci lui ăla care ți-a spus că n-ai să faci săca na-na-na? Da. A? Vezi? Da, acum deci, da. Nu, și chiar este apreciată în școală și deja au băgat-o în spectacole în București și așa. Deci nu... Te întreb câte spectacole ai avut până acum? Cred că... Oh. Vai, dar nu pot să le număr. Multe? Am avut de la 3 ani spectacole. Oh, God, oh boy, oh boy, oh boy. Cam, deci pe lună am... Măcar 5 ieșiri la televiziune, spectacole, chestii, nu... Oricum, trebuie să te mănânci, deci de acum clar că intru în CV-ul tău acolo, în matinal cu scris și chila, da. Deci băi, deci nu exact. Se pare. Poate o să aveți un puf, deci, da? Da. Ne înțelegem. Următoarea melodie? Tot despre mama, evident. Și... Mănica mea frumoasă. Da, mănica mea frumoasă. Mănica mea frumoasă. Toate, deci asta toate despre mama, cu mama cea mai frumoasă. De-alea cu lacrimi? Da. Bun, stimați telespectatori, în continuare, apucați-vă, luați șervețelele lângă voi. Isabela Chitoșca o să ne interpreteze o melodie cu lacrimi.
Despre mamă. Ce norocoasă mă simt că ești chiar tu, mama. Mereu căpătâi, măicuța mea frumoasă, întâia mea poveste. Cu tine începe lumea și soare-n lume este. Măicuța mea frumoasă, aș vrea să fiu. Cum e să fii mamă în anul 2014, doamnă? Oh. În 2014 să fii mamă, dar o mamă adevărată. Da. Exact cum ai zis, trebuie să fii eroină. Trebuie să fii eroină. Acum... Că așa mamă se numește și una care naște, dar îl părăsește, știți? Da, da, bineînțeles, dar nu... Mama adevărat. Mă rog, mama adevărată, exact. În 2014. Stăteam și mă gândeam la un moment dat, mamele noastre nu au avut, din punctul meu de vedere, au crescut copiii, cum a spus și dumneavoastră, le putem considera eroine. Pentru că nu existau la vremea aceea toate lucrurile care există astăzi, în anul 2014. Exact. Vă dați seama, pe lingi. În momentul în care aveau temperatură, nu-i dădeai pac 5 ml de nu știu mai ce. Exact. A trecut copilul cu temperatura și alte chestii de genul ăsta. Mamele. Frecai cu oțet. Da. Oțet, și puneai comprese reci, da. Exact, legătoare care la care de altfel cu... sunt foarte bune și în ziua de astăzi. Da? Da. De multe ori au efect mai bun decât multe medicamente. Ți-a făcut mama vreo legătoare vreodată? Oh, vai, de câte ori. Dar tot timpul când am febră sau asta pe pat, întins, prosape pe tine, peste tot. Când eram micuță, da, vine. Acum nu da, prea mai e. Da, și mai este o fază când
tușez sau așa, cu, știu că îmi facem o măligă și cu fără sare așa, sau cu mult sare, nu mai știu cum era, și pune pe piept așa, cu într-un prosop și are efect așa de bun. V-am zis că sunt bune și astea. Chiar câteodată dau efecte, au efect mai bun decât, așa că să nu uităm, leacurile băbești. Exact, da. Și dumneavoastră le-ați învățat la rândul dumneavoastră de la mama. De la mama, este logică. Atunci când eram eu micuță, nu erau cum se găseam repede, Panadol sau... Nu. Deci și mama le aplica, aveau efect, da? Deci odată ce eu am supraviețuit și am ajuns aici. Și de multe ori le aplic și eu la Isabela și chiar la noi mari, pentru că au efect. Adică nu sunt de lăsat. Dragile mele, mai avem un minut sau două la dispoziție. Clopoțelul nu mai sună, probabil l-am inhibat pe clopoțar, că avem un clopoțar... De exemplu, deci nu e inhibat. Adormise. Deci nu e inhibat. Mai avem câteva minute la dispoziție. Dumneavoastră, doamna Gabriela, vreți să transmiteți un gând tuturor mămicilor din lumea asta? Da. Le doresc să fie mame în adevăratul sens al cuvântului și în același timp soții. Da. Să știți că nu e așa ușor. Să faci față la un două cu brio. Nu e ușor nici să fii bărbat. Dar, Isabela, nu o să te rog să... Dar de fapt, de ce nu? Spune-ne câteva cuvinte, transmite-le câteva cuvinte tuturor mamelor din Piatra Neamț, din România, de pe mapa mond. Am să le spun foarte simplu. Le doresc tuturor să fie pentru copiilor așa cum este mama pentru mine. Mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi în această dimineață. Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună decât toate. Da, multă sănătate mamei dumneavoastră. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu să auzim de bine. Și Isabela, acum pe final de emisiune, te-aș ruga să închei tu matinal cu Scris și Chila, cu următoarea melodie. Da. Stimați telespectatori, eu vă spun la revedere, să aveți un weekend cât mai plăcut, cât mai liniștit, cât mai relaxat. Și nu uitați că mâine este 8 martie. Ziua femeilor, tuturor femeilor, ziua mamelor. Nu uitați să le aduceți un zâmbet pe buzele lor și de fiecare dată când vă gândiți la mama, să vă gândiți că viața voastră se datorează mamei. Mama-i al dimineții rai, mirosul florilor de mai. Mama-i coana ochilor, eroa zorilor și tainicul meu dor. Mama-i ocean de bucurii, e suflet plin de bogății. Primul cuvânt ce l-am rostit și somnul liniștit pe câmpul înflorit. Primul cuvânt ce l-am rostit și somnul liniștit pe câmpul înflorit. Norocul meu. O voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea. Norocul meu, norocul meu e mama mea. Mereu cu toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea. A fost și nu va fi ceva mai drag și scump ca mama mea. Mai blând și cald ca ochii ei, instinctul lacrimei rostit la pieptul ei. Mama e tot ce am mai sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. În viața mea oriunde-aș fi, la ea mă voi gândi, de dor
mă voi topi. Norocul meu, norocul meu, e mama mea, e baba mea. Mereu cu toată dragostea o voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea. O voi iubi și voi cânta. Norocul meu e mama mea. Mereu cu toată dragostea o voi iubi.